Bună dimineața, vă salută Tatiana. După cum vă reamintiți, am ajuns ieri la sfârșitul acestui rând. Cu fir alunecat am ajuns în spațiul format din cele trei ochiuri de lanț, dintre cele patru piciorușe duble. Nu am făcut aceasta să vedeți dumneavoastră, deoarece ați văzut acest pasaj de foarte multe ori. Acum voi continua cu patru ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, de două ori firul pe croșet. Și voi continua pentru a realiza seria de patru piciorușe duble înalte. Deci avem două. Trei. Cel de-al patrulea. Voi împinge un pic pentru a-mi face loc. Trei ochiuri de lanț de separare, după care continuăm cu cea de-a doua serie de patru piciorușe duble înalte. Cel de-al patrulea. Acum voi face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul odată pe croșet și voi intra în corespondența primului spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț din rândul anterior și voi lucra acest picioruș dublu. Din nou firul pe croșet. Voi intra în cel de-al treilea spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț, deci acesta de pe mijloc va rămâne liber. Voi intra în cel de-al treilea spațiu, voi face din nou un picioruș dublu, deci picioruș dublu, nu picioruș dublu înalt. Aceasta nu trebuie uitat. Din nou, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, după care vom intra în interiorul spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț și vom repeta cele 4 piciorușe duble înalte. Vă arăt încă o dată acest pasaj dintre cele două rapoarte, astfel încât dumneavoastră să puteți înțelege bine și să nu greșiți. Deci avem patru piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare, urmate alte patru piciorușe duble înalte, 1, 2, 4. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, picioruș dublu în primul spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț, din nou firul pe croșet și cel de-al doilea picioruș dublu în cel de-al treilea spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț. Apoi 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, după care vom continua, ca de obicei, cu seria de piciorușe duble înalte. Și în acest fel va arăta ceea ce obținem. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide, ca de obicei, cu fir alunecat în cel de-al patrulea ochi, din corespondența primului picioruș. Cu fir alunecat ne vom îndrepta către spațiul din mijlocul piciorușelor duble înalte.
momentul în care vom ajunge aici, vom repeta din nou. Patru ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, vom completa seria de patru piciorușe duble înalte. Avem două, trei, cel de-al patrulea. Vom face un pic de spațiu aici. Vom continua cu trei ochiuri de lanț de separare, de două ori firul pe croșet, și în corespondența aceluiași spațiu vom continua cu cea de-a doua serie de patru piciorușe duble înalte. Avem două, trei, cel de-al patrulea, picioruș dublu înalt. Vom continua lucrând un număr de 1, 2, 3, trei ochiuri de lanț, firul pe croșet. Vom intra în corespondența spațiului dintre cele două piciorușe duble lucrate în rândul anterior și aici vom lucra un picioruș dublu înalt, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, cel de-al treilea picioruș dublu înalt și cel de-al patrulea, deci patru piciorușe duble înalte vom face și aici. Vom continua cu trei ochiuri de lanț, iar apoi firul pe croșet și vom intra în corespondența spațiului următor, lucrând din nou cele patru piciorușe duble înalte, 2, 3, cel de-al patrulea. Vă voi arăta încă o dată în felul acesta. Veți înțelege bine. Trei ochiuri de lanț de separare, urmată de cea de-a doua serie de patru piciorușe duble înalte. Avem cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, cel de-al patrulea, trei ochiuri de lanț, după care din nou de două ori firul pe croșet, un moment să-mi iau ață de ajuns, și în corespondența acestui spațiu, deci în mijlocul segmentelor de câte cinci ochiuri de lanț, vedeți aici, vom face din nou o serie de patru piciorușe duble înalte. Doi, trei și cel de-al patrulea, după care continuăm cu trei ochiuri de lanț. Ceea ce vom obține va fi aceasta, în felul acesta, iar noi vom continua singure. Acum voi face ultimele trei ochiuri de lanț, după ce am lucrat seria de patru piciorușe duble înalte între cele două spații cu câte cinci ochiuri de lanț. Și vom închide cu fir alunecat în cel de-al patrulea ochi de lanț de la începutul acestui rând. După care vom tăia firul și vom încheia lucrarea. De ce am ales să termin astăzi? Vă voi explica imediat. Eu, pentru a lucra acest mileu,
m-am orientat după, bineînțeles, aici vom ascunde capătul de fir. M-am orientat după un model dintr-una din revistele mele de modele. Însă terminația aceluia mie nu-mi place, eu vă voi arăta imediat modul în care, bineînțeles, când va veni apretat și călcat, se îndreaptă, se aranjează cum trebuie. Aceasta vă garantez cu exactitate. Din nou, repet, eu am folosit firul de Scoția, 3 sfere se numește, adaptat croșetului numărul 1. După cum vedeți, chiar aici se vede croșetul și numărul. Deci am respectat. Ceea ce vreau să vă arăt, uitați-vă mileul respectiv, în ce mod se termină. Mie această terminație nu mi-a plăcut în niciun mod. De aceea, eu am venit cu modificările de rigoare în modul în care acesta să aibă un aspect cât mai plăcut, în modul în care se... am încheiat lucrarea, da? Așa cum vă spuneam la început, puteți să-l folosiți fie ca un mileu obișnuit, suport pentru o căniță de cafea, un pahar de suc, de ce nu o farfurie cu un fruct, sau puteți face, aplicându-l, bineînțeles, pe un castronaș de plastic, pe fundul castronașului, puteți face un coșuleț sau, punându-l în două, puteți, bineînțeles, pe un suport anume, vă orientați dumneavoastră, puteți face un frumos suport pentru șervețele. Pe pagina grupului veți găsi, pe pagina grupului meu, veți găsi tutorialul numit Cum apretăm cu gelatină. Sfatul meu este ca dumneavoastră în toate lucrările pe care le executați și care trebuie să apretate, fie sunt globulețe, fie sunt ouă croșetate, nu cele tip amigurumi. Lucrările care trebuie să dureze în timp, eu vă sfătuiesc să le apretați cu gelatină. Nu se va îngălbeni, chiar dacă lucrarea va fi albă, culoarea albă, și va dura mult mai mult decât lucrările apretate cu aracet sau cola vinilică, cum se numește aici. De aceea eu nu am încheiat ieri tutorialul, pentru că doream să execut această terminație mult mai aspectoasă, după cum vedeți, și să vă dau aceste explicații despre modul în care acest lucru poate avea diferite întrebuințări. Deci puteți face fie un mileu, fie un coșuleț, fie suport pentru șervețele, fie chiar suport pentru, așa cum vă spuneam, o căniță de ceai, o căniță de cafea, o farfuriuță cu fructe. Eu atât am dorit să vă prezint, sper să vă placă acest proiect, sper să vă placă această idee, să o îmbrățișați cu drag, să știți că în tutorial culoarea pare un pic denaturată, este o culoare roz în realitate și, așa cum vă spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc pentru comentariile frumoase. Mă emoționez de fiecare dată când citesc cuvintele care practic îmi intră în suflet. Vă iubesc, vă doresc o zi minunată, vă salută Tatiana și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. O zi bună tuturor, la revedere!